Noua structură anului școlar vine cu schimbări. Ministerul Educației Ecaterina Andronescu a anunțat că se va renunța la vacanța intersemestrială din luna februarie. Astfel, vacanța de iarnă dintre 21 decembrie și 12 ianuarie va fi și vacanța intersemestrială. Potrivit structurii anului școlar 2019-2020, semestrul întâi va avea 15 săptămâni de cursuri, dispuse în perioada 9 septembrie 2019-20 decembrie 2019. În perioada 26 octombrie-3 noiembrie 2019, clasele din învățământul primar și grupele de învățământ preșcolar, vacanța de iarnă va dura între 21 decembrie 2019 și 12 ianuarie 2020 și va avea o durată de 3 săptămâni, fiind și vacanță intersemestrială, evitându-se astfel, potrivit Ministerului Educației Naționale, fragmentarea accentuată anului școlar. Până acum, elevii au beneficiat și de vacanță intersemestrială în perioada 2-10 februarie. Semestrul al doilea va avea 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 12 iunie 2020. Vacanța de primăvară va fi în perioada 4 aprilie 2020 21 aprilie 2020, apoi elevii revin la cursuri pe 22 aprilie până pe 12 iunie 2020. Pentru clasele de finalizare a învățământului liceal, anul școlar va avea 33 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 29 mai 2020. Pentru clasele a 8-a, anul școlar va avea 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 5 iunie 2020.